În timp ce ministrul învățământului se joacă cu tipărirea manualelor, sunt extrem de mulți elevi peste care școlile ar putea să cadă. Și vorbim despre date oficiale pe care le are și ministerul. Acestea arată clar că doar una din 5 clădiri are autorizație sanitară și ISU. Celelalte nu. În Vrancea, de exemplu, 75% dintre școli și grădinițe nu au, iar unele clădiri sunt vechi de aproape 100 de ani, cu toalete în curte și cu acoperișuri prin care plouă. Școala gimnazială numărul 1 din localitatea vrânceană Burca nu are probleme de ieri de azi, ci de ani de zile. Mai mult, acestea s-au acutizat de la un an la altul. Pentru fostul primar, prioritățile au fost întotdeauna altele, iar cel nou s-a împiedicat de lipsa fondurilor. Totuși, gunoiul din curte s-ar fi putut ridica și fără bani bugetați încă din ianuarie. Probabil s-a nimerit într-o zi când a fost meastră și erau tocmai nu se ridicase gunoiul. Urma să ridice. În clădire e și mai rău. Scările de la intrare sunt distruse, dar primarul este convins că până săptămâna viitoare vor fi reparate. S-a plecat la grupurile sanitare din interior și am mers în lucrările spre exterior. S-a făcut fosa septică. Acum s-a lucrat, s-a îmbunătățit condiții și la BC-ul. Și pe fosa septică și școala a rămas un orman de pietre și bolovane. Da, doamnă, deci lucrările sunt în derulare. Am timp, avem timp săptămâna asta să curățăm terenul acolo și să l-aducem la forma inițială. Nici la locul de joacă pentru copiii de la grădiniță nu am găsit o situație mai bună. Leagănele sunt un real pericol. Este rupt, dărâmat, pune în pericol viața copiilor. Da, nu este. Vom încerca discuți cu profesori, să facem plăcuțe avertizoare sau ce este necesar. Grădinița, adică fosta cancelaria școlii unde vor intra zilnic 15 copii, are doar 15 metri pătrați. Câte unul de fiecare copil. Puțin, dar directorul, care are ceva experiență în învățământ, vede jumătatea plină a paharului. Nu este grădiniță, este o sală improvizată. Ne vor învăța copiii până când va fi gata grădinița nouă. Bun, și câți metri pătrați? Aici? Nu știu să vă spun. Oricum sunt condiții mai bune decât în vechea grădiniță care din 1929 construită. Nu sunt încă mulțumit, dar o să mă străduiesc să fie totul așa cum trebuie. Noul grup sanitar din interiorul școlii arată bine, dar nu este finisat. Nu este racordat la sursa de apă și nici pregătit să poată fi utilizat pe 11 septembrie. Arena din interior nu este dat în folosință, pentru proiectul este în derulare. Domnul director și domnul primar spun că e gata acolo și... Nu are cum să fie gata, că la mine nu a venit absolut nimeni să-mi spună că a fost făcută recepția. În școala gimnazială numărul 1 din localitatea vrânceană Burca vor învăța 100 de școlari și preșcolari.